Trenul cu vagonul atașat a ajuns astăzi și în gara Craiova. Plecăm în direcția Caracal, Roșior Nord, București Nord. Vă dorim călătorie plăcută. Vagonul este dotat cu scaune ergonomice, mochetă, Wi-Fi gratuit, radio și TV. Cei care au avut norocul să călătorească în vagonul modernizat au fost încântați de condiții. Care sunt condițiile? Foarte bune, ca în străinătate. Este totul curat, liniștit și frumos. Se vede totuși diferența față de acest vagon și celelalte care sunt în exploatare. Câte vagoane mai sunt la fel ca acesta? Unul este deja făcut, e în scop demonstrativ. Să arătăm că se poate. Prin campania Se Poate, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane își propune strângerea 2 milioane de semnături pentru o petiție care solicită introducerea în proiectul de țară a investițiilor pentru căile ferate române. În zonele de partea de sud și de est nu s-a mai investit deloc în infrastructura feroviară. În al doilea rând, nu s-a investit în materialul rulant, în locomotive. Locomotivele sunt 30-40 de ani de zile. Ăsta este semnalul pe care îl trage Federația Națională Feroviară Mișcare Vagoane, că se poate face ceva. Au fost schimbate multe elemente ale vagonului, în mod deosebit în interiorul vagonului. Tot ce înseamnă sisteme de iluminat, sonorizare, aer condiționat, toalete, mochetă, scaune, deci în mod deosebit la interior, pentru că am avut în vedere partea asta de modernizare în interior pentru a facilita publicul călător să aibă o călătorie decentă. Vagonul va călători în regim normal de clasa a doua câte o săptămână către toate cele 8 regionale CFR din țară.